Da, cât îmi dai pe boxele astea? Banii, am negociat, frate. 460 de lei. Să fie primit, mulțumesc. Chiar mi-a dat 50 de lei? Serios, să-ți dau 50 de lei. Să fie într-un ceas, boss. Bă, deci efectiv nu mi se mai închide portofelul. Dai pensia ta. Cam de ori pensia ei. Auzi, ai cum să mă împrumuți cu 5.000 de lei până mâine? Timp de o zi și dacă mă puteți ajuta cu oricât, aș fi foarte, foarte recunoscător. Hai, salut băi frățiori și surorile mele și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Eu sunt Sebastian Crișan și sunt aici cu Pain. Hey! Ce faci, Pain? Uite bine, sunt trist. Și eu, cam trist un pic. Că mi-am pierdut clipul de pe YouTube din cauza ta. Dar din cauza mea. E vina tuturor. Bun băi frățiorii mei, astăzi împreună cu Pain o să facem un challenge. Dacă tu mi-ai pierdut banii pe clip și tu banii să... Astăzi, fraților, timp de o zi o să vedem cine poate să adune mai mulți bani. Eu sau Pain. Regulile sunt simple. Ai voie să cerșești, să furi, să... Nu să furi. Să vinzi chestii, să faci absolut orice și câștigătorul va păstra toți banii pe care îi adunăm fiecare astăzi. Bine, măcar atâta, să scoți și investiția. Măcar, oricum o să pierzi. Neadevărat. Oricum o să pierzi, zic eu, mă duc acasă, îmi vând casa, numai să câștig. Și eu îmi vând Mustang. Și casa, și apartamentul. Dar înainte, dar înainte să îngeau acest vlog, dacă ești nou, nu uita să te abonezi. Dacă nu ești nou, nu uita să dai acolo un pumn butonașului de like, să strângem cât mai multe like-uri. Un follow pe Instagram la Sebi Crișan, noi să ne strângem 30.000. Așa-i! Uitați de giveaway-ul cu parfumurile Versace. Hai bă, să-i dăm drumul la treabă. Îți urez baftă. Ne vedem tot aici peste câteva ore, da? Îți urez noroc. Bun băi frățiorii mei, am dat drumul la challenge. Chiar sunt foarte, foarte curios să vedem câți bani o să strâng eu și câți bani o să strângă Pain. Mă pun pe cerșit, pe vândut, pe chestii, trestii, una alta. Ca să iasă, bă, să iasă bine, forță acolo. Bună ziua, nu vă sfrați. Filmez un challenge pe YouTube și trebuie să adun cât mai mulți bani, gen, timp de o zi. Și dacă mă puteți ajuta cu oricât, aș fi foarte, foarte recunoscător. Da. mulțumesc frumos. Băi, 2 lei, mâncavaș. Băi, am făcut 2 lei, ești prost. Primii 2 lei pe ziua de astăzi. Primii 2 lei, efectiv. Nici bine n-am început challenge-ul și deja am făcut 2 lei. Băi, mâncavaș, gura voastră, 2 lei. Da, ia uitați ce am găsit aici în mașină. Încă un leuț. Și dacă stau bine și mă uit, opa, încă un leu. Aia zic, stai, mai mulți, bă, poate mai găsesc un leu pe aici. Avem 4 lei deja, bă, 4 lei deja. Bun, băi, frățiorii mei, acum nu știu dacă ar fi ok, dar aș vrea să trișez un pic, să mă duc să-mi scot bani din bancomatul meu, gen ca să am mai mulți când mă reîntâlnesc chiar cu Pain. Nu știu dacă e ok, dar cred că o să fac chestia asta, da. Emi vrea, nu mai voi. Dă să văd, nu că stai. Deci ca să înțelegeți, pentru clipul lui Sebi, eu trebuie să fac rost cât mai rapid de bani și mă gândeam să vând lanțul și brățara cealaltă. La preț inițial au fost de 210 euro, mă gândeam să la Emi să dau cu jumătatea de preț, adică cu 100 de euro. De 5 euro chiar. Bă, vedem, mai negociem, mai vedem cum ăsta, husa asta oricum e foarte șmecher, așa am cumpărat draperiile în dormitor, din catifea din astea verde și hai să vedem ce ai aici. Băi, nebunului. Cam astea ar fi, este timpul să mă despart de... de acest lănțic. A fost 210 euro, da? Bun, băi, frățiorii mei, am scos aici 1000 de lei. Știu că am trișat un pic, dar lasă, că Pain cred că o să se descurce mai bine decât mine. De asta am zis să trișez un pic. Bun, băi, frățiorii mei, am ajuns aici la vecina mea care este proprietarul sălii de sport. O să vin și pe aici să cerșesc, să vedem dacă ne ajută domnul cu ceva. Hei, bună! Am nevoie de ajutor. Da. Dai bani? Da. Hai, dă-mi bani, te rog. Că fac un challenge și gen am nevoie de bani. Ce faci? Challenge? Da, gen fac un challenge pe YouTube și trebuie să câți bani strâng eu astăzi și am nevoie să mă ajuți cu cât te lasă inima. Și ce faci cu ei? Păi... Îi donezi? Da, îi donez. Sau îi păstrez. Na, mă ajuți cu cât poți tu? Te ajut. Cu cât? Cu cât am făcut bani pe fier astăzi. Oh, da. Serios că-s banii, banii de pe fier? Cât-s aici? Ceva? Cât-s? 500. 500 de lei! Să fie primit, mulțumesc! Ne-am mai făcut cu 500 de lei, băi, fraților! Bun, băi, frățiorii mei, am vorbit acum cu un prieten, cu Eusebiu, probabil ați mai văzut prin vlogurile mele. Dă-i vând, efectiv, boxele astea! M-am uitat prin casă și n-am știut ce să vând.
Și am zis că îi vând boxele astea. Nu știu cât o să-mi dea pe ele, vedem acolo prețul. Dar au zis că vrea să le cumpere. Așa că ne mai facem cu niște bănuți, bă. Chiar, bă, chiar ne facem cu bani, ești nebun. Dacă s-ar face bani așa ușor, ar fi super, super tare. I-ar sta mega bine la Moser. Să nebunez dacă nu i-ar sta bine la Moser. Zici? Dacă, unde e Moser? Să facem nu, e acasă. Bă, baby! Cum i-ar sta la Shiva cu ăsta? Asta e perfectă pentru Shiva. Așa-i? Super bine, hai să facem combinația. Hai, haide. Sigur am făcut bani înaintea lui Sebi și am făcut deja 105 euro, da? Asta rămâne. Hai 100. 100. 100 de euro. Păi lasă-o de la mine că suflet bun. Bă, ne combinăm, fii atent aici. Îți dau 70 de euro. Nu. Dacă îmi dai, viaden, dacă îmi dai 70 de euro, dar mă tunzi de restul banilor moca. Da, dar cum batem bonul? Păi pe prietenie, batem pe prietenie, nu. Bun, puteți să le păstrați, mă deranjează, ăștia sunt banii. Am negociat, frate. 460 de lei. Bam, 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 asta zic. Asta mulțumesc frumos, e o combinație reușită. Câinii mei, câinii noștri, de fapt, îți vor fi foarte recunoscători. Eu vă mulțumesc, fiindcă datorită vouă, o să-l bat pe Sebi la vlog, la challenge-ul de astăzi. Și o să iau și lui banii. Asta este, zi, sună-l să ne vândă și el gablonțuri din astea. Gablonțuri din astea. Sună-l, mai are ceva, că mai așa că dacă vrea Sebi să vândă, o să trească el să vă sune, o să trească să ghicească el în stele că voi vreți de fapt boxe. Aia e. V-am lăsat numai bine mai la banii, ne auzim data viitoare, pa. Mersi că ai acceptat această, cum se zice, acest negoț. Da, negoț, ca vă meti. Da, cât îmi dai pe boxele astea? Bă, Samsung, bă, frate, Samsung și chiar șmecheră, chiar zblane și mai am încă una gen acolo, gen. Gen. Asta e stația și asta e una și mai am încă una. Gen. Geniale, deci să mă... Deci bă, fii atent, facem așa, mă. Deci așa ne șterg pe... Dacă și spăl. Hai, deci ne șterg, te dau 350 de lei pe ele. Așa. Și hai, că dacă faci vă menajera cu mine, le șterg frumos, să nu mă murdăresc, că dau 400. Mă. 400? Frumos. Da, bine, mă, hai, că le șterg și le dau cu 400. Cum să renunț eu la 50 de lei? Ți le fac ca noi, bă, ca noi. Așa. Dar pentru bani mă gândesc și eu, bă. Oh, da. Uite acolo, așa, frumos. Acolo difuzor și s-a dat bine. Sincer, nu știu cât costă astea, gen. Uite, dau și un stick. Nu vrei stick, cu 10 lei. Uite, așa, micuț, frumos. Dacă mă vrei să-mi vizi toate casele, ți-ai la, nu mi-l vizi, bă. Da, dacă vrei, tu, Lenor. Dar gata, bă, ca noi. Ca noi. Mamă, să mă, de jur. Că prima gata e. Atent, bă, ce-ți vând. Îți vând Van Gogh? Îți vând pictură. De Van Gogh? Da, Picasso, Van Gogh, el a făcut. Mamă, după ce asta cu cât mi-a vins? Cu 100 de lei. 100 de lei? Da. O vrei? Dar unde s-o pun? Hai că tu-mi știi casă. Dacă îmi găsești un loc unde s-o pun în casă. Direct în față la parc. Am văzut. Frumos, în curuță, doar. Cum o cheamă? T-ai făcut, da? Bă, îți dau și pe asta, da. Și pe asta. E praf, ne mă dau 80 de lei pe ea. Nu, mă. Am bine, mă dau 100 de lei. O vrei? O vrei? Bă, da, vreau. Fii atent că mai am unul. Mai două, mă. Fii atent, facem așa. Vânzătorul de artă. Deci îți iau boxele alea. Așa. Și astea trei tablouri. Și dau 400 pe alea și 850 pe astea. Deci astea 2000 de alea 50, că-s mici, stai, prietenul meu e Usei, nu știi, tu vorbe de alea ești nebun. Hai, bă, n-ai cum să refuz asta. Bine, am și unde să pun astea. Da, bă, mere, eu mă bag. 550 de lei? Da. Da. Da, bun. Facem, să fie bine pentru toți. Am venit la Emil. Emil, am nevoie să-mi dai 50 de lei. Am chiar 50 de lei, aia sunt banii pe care am acum în casă. Restul pe card, în bănci, investiți în Dubai. Chiar mi-ai dat 50 de lei? Serios, îți dau 50 de lei. Sper să câștigi concursul. Mulțumesc, Emil, mulțumesc. L-am informat pe Emil de concurs când l-am sunat la telefon și am zis, bă, frate, am nevoie rapid de 50 de lei. Bun, acum trebuie să scort artileria grea, să-mi sun prietenii cu banii ca să le cer bani. O ajuns să stau ultimul bișnițar, bă, deci nici să mă opiși nu mă las după gratis. Și-a făcut și el baie, bă, și-a făcut baie, mă scapă și pe mine, vin, cumpăr de la o... Și-au zis cât vrea, bă, să mă opiși 5 lei, bă. 5 lei și te las de pin. Da, mă las și să mă spăl pe mâine, bă. 7 lei 50 după cu spălatul cu aia. Mamă, fratele, mă. Hai, 8 lei să fie vreo tânjit. Zic 10, da? Da, mă, cum urci la plină, zecele, gata, zecele, deci da. Mă pii și, gata, da. Facem. Dar lasă-mă să mă pii și mă gata. Du-te aici! Acolo cu numărul dat, nu banii, 100, 200, 300, 400, fix 550 de lei aici. Bun, deci mai falimentat. Să mor. Să fie într-un ceas. Am dat-o banii mei. Să fie într-un ceas bun. Să meargă boxele. Îmi duc și eu ofrandele acasă, cată Tomul. Mai trebuie să mergem după boxe, am putut duce pe toate.
Bun, băi, frățiorii mei, am venit și la bunicuța mea să-i cerem pensia. Îmi dai pensia ta? Că îmi dă pensia ei. Uitați-l și pe băia Aurel. 800. Bun, și mi le dai mie? Dacă nu-mi dai înapoi, te omor. Da, o să ți dau înapoi altă dată. Mă revanșez eu altă dată. Ia vedeți aici, sunt mânecă. Asul din mânecă. Stai bine. Ce faci, mama? Bine, la muncă. Da? Auzi, ai cum să mă împrumuți cu 5.000 de lei până mâine? 5.000 de lei? Doar 5.000 de lei? Da, 5.000 de lei. Da, sună frumos. Până mâine, da? Până mâine, până mâine, fără, să fie niciun favor. Bine, fără bine. Favorul, până mâine. Bine, îți mulțumesc frumos, mama, tocmai m-ai ajutat să câștig un challenge. Ah, cu drag, mama. Apreciez, apreciez foarte frumos. Bine, să-mi trimiți, să-mi trimiți banii pe cont, bine? Bine, mama, te iubesc, pa, 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 te iubesc, pa, 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 pa. Am făcut rost de 50 de milioane de la mama. Avem 5.530 de lei, da? 5.530 de lei. Bun, băi, băieți, băi, deci efectiv nu mi se mai închide portofelul la câți bani am strâns astăzi. Nu știu exact cât sunt, dar par foarte, 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 foarte mult. Hai să facem numerarul să vedem cât sunt. Mamă, mamă, mamă. Mamă, mâncați așa că nici nu știu să număr atâția bani. Stai așa. 1000 de lei, deci 2000 de lei. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Una, 1000. Băi, m-am pierdut, mă, frate. A trecut un vecin și a trebuit să-l sarut și m-a derutat. Băi, deci avem aproape 3000 de lei. O să zic că pe în ceva că am trișat, atunci scădem 1000 de lei și avem 2000 de lei. Am ajuns la momentul adevărului, să vedem aici. Uite aici, bă, că nu mi se mai închide portofelul, bă. Dar n-am cash, eu nu umblu cu cash. Banii adevărați se țin în bancar, nu cash. Cash trebuia să faci rost. Păi dar nu, dar de ce păi cash? Păi da cash, că ăsta era challenge-ul, că așa puteam să-mi duc scot la bancă. Mă scot acum din bancomat? Da. Nu, mă lasă, lasă. Dar și eu puteam să scot din bancomat 1000 de euro. Păi așa și eu puteam să scot din bancomat 20.000 de euro. Nu puteai cum să scoți 20.000, practic ai limita de 5.000 de lei pe zi, în fine, da. Nu asta contează. Dar mi-a trimis mama 5.000 de lei și cu încă 550 de lei pe care am făcut eu, practic am cu încă 530 de lei pe care am făcut eu, practic 530 cu 5.530. Deci 5.530 de lei, da, ai făcut. Atât am făcut eu. Mă rog, cine, și cu e-mail și trebuie să-i dau înapoi mâine la mama, dar asta nu contează. Nu știu ce să zic, mă. Păi da, pe așa, bancar, puteam să fac și eu rost, bă, frate. A, stai, am făcut aici cash-ul, bă, am făcut aici cash-ul gros. Am 5 milioane cash-ul. Hai să-ți dau și ție jumătate, ia, nu mă știu. Și că sunt necocalar să-mi bată la omul ăsta și numărăm. 30 de milioane? Da. Na, am făcut 30 de milioane cash. Păi da, eu am făcut bancar. Bine, hai să zicem că 50 lei. Nu știu ce știam că am 530. Scrieți în comentarii cine credeți că a câștigat, bă, eu sau pe ei. Eu am câștigat. Bă, eu am avut cash. Trebuia să facem cash, cu cash. Bine, dăm bani. Ce bani? Nu, fii atent, dacă vrei chiar, dacă vrei mă duc și scot la bancomat. Nu, mă lasă, hai să zicem că suntem chit pentru că și am scos 1000 de lei de la bancomat. A, deci așa faci. Am înțeles. 1000 de lei am scos din banii mei. Că nu m-am putut abține, am crezut că mă bați. Dar, dar, ce cam a dat? Ia și du-te de aici. Bun, băi, frățiorii mei, dai să zicem că am pierdut. Banii rămân la... Păi nu să zicem, ai pierdut. Să zicem că am pierdut. Nu, că ai pierdut. Nu. Dacă era vorba de cash, câștigam. Dacă era vorba de card, câștigai. Că ți-ai dat cash, ți-ai dat gaură dublu dacă se gândești. A câștigat. Am rămas. Nu, am câștigat. Am rămas în pagubă cu 3000 de lei. 3300. 3300 de lei. Asta este. Mai trebuie să treci și prin din astea. Vă spun să plâng. Nu am mult. Bun, voi frățiorii mei, deci cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, share și subscribe. Un follow pe Instagram, Sebir Kishanen și la Luca Baro Jos. Hic, 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 hic. Vă pupăm și vă iubim. Mulțumim de vizionare. Bye, 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 bye. Bye.